În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Duminica de astăzi este închinată samarinencei. Mai întâi câteva cuvinte despre samarineni și Samaria. Provincia Palestina era împărțită în trei. La nord se găsea Galileea, la sud se găsea Iudeea, iar la mijloc era Samaria. Samaria fusese tot o provincie și rămăsese provincie ebraică, adică iudaică, până la anul 722 înainte de Hristos, când regele Sargon al Asiriei a pus la cale o campanie, a cucerit Samaria și a colonizat-o, după ce a deportat forțele de muncă care îi trebuiau în Asia. A lăsat bătrânii, femeile, copiii și bărbații neputincioși ne în stare să exercite muncă. A adus în schimb coloniști 5 triburi din Asia Mică și care, stând acolo la oaltă cu creștinașii, prevremuri s-au amestecat și din care a rezultat un popor hibrid care s-a numit al samarinenilor. Deci, un amestec de evrei și asiatici păgâni. Aceștia și-au păstrat o parte din credințele păgâne, în bună parte au adoptat câte ceva din legea lui Moise, dar evreii adevărați din Iudeea de sud cât și din Galileea de nord îi desprețuiau ca pe niște evrei renegați, care deci își părăsiseră sau în cel mai bun caz își stricaseră credința, adoptând o bună parte din altă credință. Așa se face că evreii refuzau orice amestec cu samarinenii. Atunci când un iudeu din sud trebuia să facă o călătorie în nord, ar fi trebuit să treacă obligatoriu prin Samaria, care se găsea la mijloc, așa cum Transilvania se găsește între Oltenia la sud și Maramureș la nord. Ei bine, evreul nu voia să se spurce călcând pe pământul Samariei, ci prefera să ocolească înfruntând deșertul cu arșița și fiarele lui sălbatici. Iar atunci când într-o urgență, o trebuință de mare importanță, un iudeu era obligat să traverseze Samaria, atunci la ieșire își scutura praful de pe sandale, pentru că nici măcar praful samarinean să nu fie dus pe sandale în țara lui. Mântuitorul a desființat acest tabu, pentru că el a predicat că toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu, ca fiind făcuți de Dumnezeu. Și că, indiferent de credința pe care o practică, el este și rămâne omul, fiul al lui Dumnezeu. Și așa cum Iisus Hristos era fiul lui Dumnezeu, în oamenii și-a recunoscut pe frații lui, ca fiind și ei fiul lui Dumnezeu. Îi va numi și apostolul Pavel mai târziu. Iată de ce, dragii mei, nu este nicio mirare că Iisus, găsindu-se în călătorie, traversează Samaria și face un popas lângă fântâna lui Iacob, unde găsește o femeie samarineancă, deci din partea locului. Ea tocmai venise să ia apă. Trebuie să vă spun că puțurile pe vremea aceea, apa fiind foarte scumpă, puțurile erau niște fântâni săpate la mare adâncime și care nu aveau gălețile permanente pe care le avem noi astăzi. Și fiecare venea cu găleata de acasă, de obicei un burduf, o lăsa cu o funie în adâncul fântânii, lua apa, o scutea deasupra și fie că o punea în alt vas, fie că o ducea chiar în burduf, ducându-l în spinare acasă. Așadar, Iisus, în fața samarinencii, că tocmai scosese apă și spune, ce dăm să beau. Și ea cu mirare zice, cum? Tu, iudeu, iudeii se cunoșteau după îmbrăcăminte, după vorbă, după pieptănătură, după barbă, deci toată ținuta lor se vedea departe că este un iudeu. Cum se poate, tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine? Cu alte cuvinte, o femeie dintr-un neam pe care voi îl considerați spurcat. Iar Iisus îi răspunde, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu și cine este acela care își cere să bea, tu
ei cere lui să beți de apă și el ți-ar da ție apă vie, care în tine se va preface în izvor de apă sătătoare spre viața veșnică. Cum se miruia, nu înțelege. Cel care va bea apă de aici va înseta din nou. Dar cel care va bea din apa pe care eu voi da, nu va înseta în veacă. Doamne, zice ea, învigorată, păi dacă e așa, dă-mi să beau, ca să nu mă iau eu aici de 3-4 ori pe zi să scot apă pentru mine și pentru ai mei din familia mea. La care Iisus îi răspunde, cheamă-l pe bărbatul tău. La care ea răspunde, n-am bărbat. Bine ai zis. Adevăr spui că 5 bărbați ai avut, iar acesta pe care l-ai acum nu ți este soț. Trimiterea lui făcea la cele 5 triburi care veniseră din Asia Mică să populeze Samaria. Dar ea se vede descoperită chiar în datele biografice, pentru că așa este. Și vede în un fel de profet. Doamne, văd că Tu ești proroc și că știi de toate. Păi noi știm că trebuie să vină Mesia, care se zice Hristos, s-ar putea să fi venit. Și dă fuga repede în cetate, bate din palmă și veniți să vedeți minune. Jos, acolo la fântână, trebuie să fie Iisus, Mesia pe care toți îl așteptăm. Și-au venit samarinenii, l-au cunoscut pe Iisus, ospitalier l-au poftit să rămână la ei, în cetate, sus, pe muntele Gerizim. Iisus a rămas un timp la ei. Atunci i-a convertit, pentru că în acest timp toți au crezut în Iisus și dumnezeirea Lui. Spuneau mai târziu, la început am venit așa ca ai zis tu și ne-am luat pe vorba ta, dar acum noi cu ochii noștri am văzut și cu urechile noastre am auzit că El este Fiul lui Dumnezeu și credem în El. Dragii mei, aceasta este istorisirea biblică a femeii samarinence, căreia biserica i-a dedicat duminica de astăzi. Tema principală este apa vie. Apa aceea care te satură pentru mai multă vreme sau pentru totdeauna. În limbajul nostru popular și creditul noastră populară, apă se numește apă de adâncime. Ați auzit toți, poate chiar din clasele primare, că jos, sub straturile pământului, se află o pânză de apă care se numește pânza freatică. Este o pânză continuă și care se dă pe relieful. Dacă este deal și ea merge pe deal, dacă e munte, după munte, șes. Și ea este cea care alimentează fântânile. Toate fântânile care au apă de suprafață se alimentează de la această pânză freatică care se conduce după legile vaselor comunicante, adică își păstrează același nivel. Ei bine, apa vie este aceea din izvoarele de profunzime, adică din pânza freatică, cele care alimentează fântânile de tot soiul, mai adânci sau mai puțin adânci, de la munte, izvoare, sau de la șes puțuri. Ei bine, Mântuitorul Hristos vorbește simbolic despre apa cea vie a credinței. Cum trebuie să fie apa vie? Să fie o apă de adâncime, să fie limpede, necontaminată de viiturile apelor care se strecoară prin diferitele straturi de minerale ca să ajungă acolo și o alterează. De aceea la țară, unele fântâni foarte adânci se slăiesc din timp în timp, adică e un sistem de golire foarte rapidă și cei care o slăiesc, adică o regenerează, curăță impuritățile care s-au adunat între timp, inclusiv praful de pe șosea, o curăță și îi redau apei limpezimea dintr-un început. În copilărie am văzut și eu o asemenea operație de limpezire a fântânirea, o fântână în apropierea casei părinților mei și am văzut cu ochii mei izvoarele de adâncime cu apa limpede care țâșnesc din adâncuri și alimentează fântâna, care altfel se ridică
până unde permite legea vaselor comunicante. Aceasta, dragii mei, pentru noi este apa credinței. Credința trebuie să fie o credință nu formală, asta nu face nimic. Trebuie să fie o credință de adâncime. Ce înseamnă credință de adâncime? O credință care să rodească. O credință care să fie ca apa roditoare care și hrănește în același timp. Apa nu este doar răcoritoare. Și știm cu toții că apa este o hrană a trupului pe care acesta o cere și de care are nevoie. Așa este și credința. Să fie o credință hrănitoare. Adică, asemenea apei vii, să fie și o credință vie. Iar credința vie este aceea care este sprijinită pe fapte și însoțită de faptă bună. Ne spune Sfântul Apostol Iacob foarte lămurit, credința fără fapte e moartă. Deci credința în sine doar, fără fapta bună, este ca o apă pe care nimeni nu o gustă. Este ca o apă moartă, care nu se la îndemâna omului. Este ceea ce reținem din Evanghelia de astăzi, dragii mei, apa credinței. Acum, în această perioadă, este o zi care se cheamă înjumătățirea praznicului, adică jumătatea praznicului dintre înviere și rusalii. Și există un tropar care sună așa, înjumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat, adapă-l cu apele bunei credințe. Că tuturor Mântuitorului ai strigat, cel însetat să vină la mine și să bea. Izvorul al vieții noastre, mărire ție. Acesta a fost strigătul Mântuitorului. Era o sărbătoare a luminii și a apelor a iudei și a strigat de pe ușile templului, cel însetat să vină la mine și să bea. Iar apa pe care eu voi da nu va secătui niciodată, ci va preface trânsuri în izvor de apă sălătătoare spre viața veșnică. Așadar, cel ce primește apa aceasta duhovnicească de la Iisus este nu doar depozitarul apei, nu doar posesorul ei, depozitarul ei, ci este și furnizorul ei. Este capabil să o dea și altora. Aceasta este comuniunea dintre creștini. Ceea ce ai auzit în biserică de la preot, de la episcop, de la altcineva și ți-a intrat la inimă, e ca o apă vie, nu o păstra pentru tine. Du-o acasă la ai tăi ce a fost la biserică mamă sau tată sau nepastă sau bărbate. Păi uite, le-a spus părintele sau înalt pe sfințitul niște cuvinte de preț, lucrurile și nouă. Și spune rezumat și poate cu mai puțin mișteșug. Dar mesajul ajunge acolo, apa Duhului Sfânt pe care eu o rostesc de la acest amvon devine sălătoare și rugătoare în sfârșitul fiecăruia din voi atunci când mergeți acasă și o împărtășiți mai departe altora. Fiecare devine izvor de apă vie, izvor de apă sălătoare care contribuie esențial la mântuirea noastră. Pentru că apa roditoare este asemenea credinței care rodește prin fapte. Cu această credință roditoare prin fapte, să mergem mai departe în întâmpinarea marelui prag al vieții celei veșnice. Amin.